Preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, pentru tot slăvitului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvântul putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru, preasfințite Părinte. Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat. Și aceasta viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai Tăi erau și mie mi-ai dat, și cuvântul Tău l-a păzit, acum m-au cunoscut pe toate, câte mi-ai dat sunt de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, eu le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și am crezut că tu m-ai trimis. E pentru acești mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat și am păzit și n-a pierit